Seara aceasta avem această temă frumoasă, acest cuvânt despre Zacheu. De fapt, să știți că în general nouă, care am fost copii, ne plac câteva povestioare biblice. Din Vechiul Testament ne place istoria lui Iona, la toți copiii le place asta, dar și noi am fost copii și iubim astfel de istorioare. Iona cu peștele, știți, copilașii știu foarte bine povestea asta. Și ne place și povestirea cu Zacheu, care era un om mititel și care a fugit ca să-l vadă pe Iisus și s-a cățărat într-un dud. Și acum gândiți-vă dumneavoastră, da? Iisus intră în Ierihon, este cea din urmă călătoria lui Hristos în Ierihon, este ultima lui intrare acolo în Ierihon, pentru că el mergea spre Ierusalim ca să-și dea viața. Și cu atât mai mult că el trecea prin cetate și priviți ce ne spune textul nostru. Era un om, omul acesta era bogat, deci stătea foarte bine financiar, omul acesta avea și un serviciu extraordinar, versetul 2, lucra la vamă, era într-un loc deosebit de bun, niciodată vămile nu dau faliment. Omul acesta era totuși, pe lângă toate lucrurile astea, avea și o casă, nu? L-a primit în casa lui pe Domnul. Probabil că avea și o familie, era un om realizat, cum zicem noi. Și totuși, omul acesta avea în el o dorință, avea în el o sete după Dumnezeu, avea în el o foame de Dumnezeu. Este exact ceea ce spune în Vechiul Testament în Eclesiastul, înțeleptul, că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Orice om are gândul acesta în el. Copilul care visează să zboare sau să devină pilot de avion, el are în mintea lui, în gândul lui, dorința asta să meargă undeva mai sus, să-l întâlnească pe cineva. Este dorul sufletului lui. Copilul care visează că într-o zi va merge și va face dreptate, asta e setea lui de Dumnezeu, setea de dreptate pe care Dumnezeu a așezat-o în fiecare dintre noi. Și el visează să fie ministru sau președinte al țării și zice, o să fac eu dreptate. Și așa mai departe. Uitați-vă toate năzuințele pe care noi le avem de bine, de frumos, de ceva superior față de condiția pe care o avem. Toate acestea izvorăsc din gândul veșniciei pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Zacheu e un om realizat. Zacheu are serviciu bun, Zacheu are bani mulți, Zacheu are o familie, Zacheu are o casă construită. Dacă trăia în vremea noastră, avea celularul cel mai bun, mașina cea mai bună. Zacheu era un om deosebit, nu? Și totuși omul acesta are în sufletul lui ceva. Este un dor, este o năzuință. El îl caută pe cineva și vrea să meargă să-l vadă. A auzit că trece Iisus pe acolo, se uită în jur, vede mult norod și Zacheu era și inteligent, vedeți? Pe lângă toate lucrurile pe care vi le-am spus, Zacheu este și inteligent. Zice, măi, eu nu pot aici în mulțimea asta să văd, dar nu-i nimic. Chiar dacă sunt mic de statură, nu-i nimic, sunt pomi destui. Mă duc și mă ascund undeva. Nu trebuie ca oamenii să mă cunoască, să știe cine sunt eu. Eu mă duc și trebuie să văd, mi-am pus în minte și trebuie să realizez ce mi-am pus în minte. Imediat planul a fost făcut, Zacheu se cațără în dud, se ascunde printre frunze, nimeni nu-l vede, dar îl vedea cineva. Era unul care spune Biblia că are ochii ca para focului. Era unul care știa din multitudinea de pomi, gândiți-vă dumneavoastră, numai aici la voi, în localitate, să te duci pe o uliță, să te duci pe alta, câți pomi or fi? I-ai numărat vreodată? Eu nu i-am numărat. La noi nu i-am numărat, pe strada noastră. Dar știu că sunt acolo, sunt pomi. Tu nu i-ai numărat, eu nu i-am numărat, dar Dumnezeu îi știe pe tot, să știți, Dumnezeu știe totul. Și merge Hristos și merge și mulțimea îl îmbulzește și ajunge sub un pom și își ridică privirea
și spune așa: Zacheie, dă-te, dar ce mă, cu cine vorbești? Cu copacul, cu pomul vorbești? Nu, că el nu vorbea cu pomii și nu pe pomii are în vedere Hristos ca să-i mântuiască. Era un om ascuns acolo și Domnul știa secretul acesta. Știa pomul, da, erau mulți, o mers exact la adresa respectivă. Știa că un om este ascuns în pom, știa numele acelui om și știa că omul acela are nevoie de mântuire. Doamne, ajută-ne să fim mântuiți cu toții. Așa de frumos ar fi ca toți cei care stăm aici, așa cum stăm aici, să mergem în Împărăția lui Dumnezeu, să continuăm acolo sărbătoarea. Dar uitați-vă aici ce se întâmplă. Imediat după ce Domnul vorbește cuvintele acelea, se mișcă frunzele și imediat omulețul ăsta, piticul ăsta, cade acolo la picioarele Domnului și spune Biblia, se dă jos în grabă, îl primește cu bucurie și îl duce la el acasă. Și Domnul stă și se uită la Zacheu și notăm un lucru. Înainte, uitați-vă în capitolul 18, s-a întâmplat un incident. A venit un om bogat la Domnul și i-a zis: Doamne, știi ceva? Eu tot ce scrie în lege am împlinit, tot. Te rog frumos să mă mântuiești, vreau să fiu mântuit. Și Domnul zice: îți mai lipsește ceva. Tot ce ai, vinde, dă la săraci și după aia vii și mă urmezi și vei avea viață veșnică. Și omul ăsta pleacă și așa de întristat a plecat și Domnul se uită după el, spune Biblia, l-a iubit, i-a plăcut Domnului de el, dar omul a plecat. Omul a plecat și Domnul le spune celor din jur, în special ucenicilor: știți ceva? Așa de-a nevoie va putea un om bogat, care e legat cu inima de bogățiile lui, să fie mântuit. Mai degrabă intră o cămilă prin urechea acului decât să fie un om bogat mântuit. Și acum este aici un joc de termeni. Cercetătorii Bibliei spun că există un termen care seamănă cu altul în greacă și cămilă sau frânghiuță mai subțire, așa, este tot una. N-am cercetat exact îndeamănuntul cu treaba asta, dar știți ce se întâmplă aici? Exact cum merge gospodina, eu țin minte, la noi în familie, mămica se ocupa cu sfetere, cu tricotaje, cu tot felul, când eram noi mici. Și ca să poată să bage ața în ac, acolo în urechea aia acului, trebuia tot mereu să o răsucească, să o răsucească, să o facă un pic mai subțire, dacă era posibil, și eventual punea pe ea apă, o uda, avea acolo și o uda cu apă și o tot răsucea ca să intre acolo. Uitați-vă aici cum se uită Domnul la urechea acului și la bogatul ăsta, să vadă, intră sau nu intră prin urechea acului. Și omul ăsta a început să se subțieze, pentru că el s-a îngrășat și el a primit multe lucruri prin furt. Da? Așa și le-a însușit. Domnul stă și se uită și uitați-vă la Zacheu ce frumos vorbește în versetul 8. Iată, și o virgulă, Doamne, virgulă, jumătate din avuția mea o dau săracilor, punct și virgulă. Vedeți? El a făcut niște pauze. Și Domnul stă și zice: măi, ia să văd, intră sau nu intră bogatul ăsta prin urechea acului, ia să văd. Și omul ăsta zice: iată. Și Domnul stă și se uită: da, ce mai vrei să zici? Doamne, hai că e bun, mă, că nu sunt învățător, eu sunt Dumnezeu, sunt la tine în casă, e bun. Iară virgulă, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Uitați-vă numai cum se răsucește frânghiuța ca să intre unde trebuie. Bogatul ăsta se subțiază. Nu, jumătate, o dau, gata. Nu mi-e lipită inima de avuție cum a fost ieri la cel care a venit în fața ta și n-a vrut să te urmeze. Mie nu mi-e legată inima de avere, mie mi-e legată inima de cer, cu alte cuvinte. Asta era mesajul. Doamne, jumătate dau la săraci. Bun. Și ce mai faci? Că ai făcut tu niște șmecherii, te-ai dus, ai fost vameș, în loc să iei 5 lei, ai luat 50 de lei și nimeni nu a putut să-ți bage de vină. Că era poliția de partea ta. Ce faci acum? Ia să văd! Și uitați-vă ce spune aici, da? Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau de 4 ori înapoi. Ei, când a auzit Hristos lucrul acesta, versetul 9, Iisus i-a zis:
Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. A trecut bogatul prin urechea acului și a ajuns mântuit. Vedeți că Dumnezeu poate să facă și minuni de genul acesta. Dar pentru seara aceasta și pentru prietenii Evangheliei am un mesaj special din textul acesta pe care l-am contextualizat puțin, pentru că am putea vorbi despre Ierihon, cetatea trandafirilor, să vedem ce se întâmplă. Dar astea nu ne interesează. Uitați-vă esența ascunsă în versetul 5. Chemarea la mântuire. Asta e esența. Chemarea la mântuire. Cel puțin 4 le-am simplificat, erau vreo 6, am zis că nu le putem ține și seară, nu le putem reține toate astea, cel puțin 4 caracteristici pe care le are chemarea la mântuire. Primul, chemarea la mântuire este o chemare pe nume, este o chemare nominală, așa o putem numi, este o chemare pe nume. Zacheie, așa spune, uitați-vă, e versetul acolo, Zacheie, Dumnezeu te cheamă pe nume. Al doilea, chemarea la mântuire este o chemare umilitoare sau o chemare la smerenie. Dumnezeu te cheamă să te smerești, dă-te jos, așa le-a spus. Al treilea lucru, chemarea la mântuire este o chemare urgentă, urgentă, da? Dă-te jos de grabă, trebuie urgent să faci lucrul acesta. De ce? Căci astăzi e urgență, astăzi trebuie să rezolvăm lucrarea. Și al patrulea lucru, chemarea la mântuire este profund sau la superlativ necesară. E necesară, nu e o opțiune. Zice, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu s-ar putea să rămân în casa ta, nu dacă vrei să rămân în casa ta, o zis Dumnezeu, trebuie să rămân în casa ta. Deci Dumnezeu te cheamă pe nume, Zacheie, a zis Domnul, Dumnezeu te cheamă la smerenie, dă-te jos, Dumnezeu te cheamă în seara aceasta și spune, astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima, acum trebuie să te întorci la Dumnezeu și Dumnezeu te cheamă pentru că e necesar pentru sufletul dumitale ca să nu te duci în iad și în osândă. De aceea Dumnezeu te cheamă în seara aceasta. Deci, vedeți, sunt lucruri foarte simple pentru noi și am putea să vorbim mult de aici. Și chiar vreau să insistăm puțin asupra fiecăruia din cele 4 puncte amintite. Chemarea la mântuire este o chemare nominală sau o chemare pe nume. Dumnezeu te cheamă pe nume. Uitați-vă, aici a spus Dumnezeu Zacheie. Vă dau un text din Vechiul Testament, Isaia 45:1. Nu. Uitați-vă ce spune acolo. Așa vorbește Domnul către robul meu Cir. Isaia 45, versetul 1. Așa vorbește Domnul că cine știa numele lui Cir cu 700 de ani, poate cu câteva sute de ani înainte să nască Cir. Cine? Știa Dumnezeu. Așa vorbește Domnul către Cir, robul meu. Versetul 4. Te-am chemat pe nume, da? Era o chemare pe nume. Și am auzit și mi-a spus cineva odată și m-am bucurat. Am mai auzit așa din loc în loc, în lucrarea minunată de mântuirea lui Dumnezeu, chemări făcute pe nume. Frumos, frumos, deosebit de frumos. Era o soră care locuia la Sucevița, undeva în zona Bucovinei. Sora aceasta avea un dar deosebit de la Dumnezeu și avea o părtășie specială cu Dumnezeu și uneori când Dumnezeu îi vorbea, pentru că, vedeți, mai sunt și în vremea noastră oameni care vorbesc cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu ei. Femeia asta era așa de plină de credință și de încredere în Dumnezeu că Dumnezeu îi șoptea în mintea ei, auzea un cuvânt și ăla știa că e numele locutare. Și așa s-a întâmplat. Într-o zi s-a dus la ea cineva la o rugăciune. Domnul i-a spus, vezi că omul acesta nu-i mântuit. Și încă ceva, omul acesta are nume de floare. Ea n-a știut ce nume are omul respectiv. Și-a ieșit prorocie. Așa vorbește Domnul bărbatule care ai nume de floare. Iată că a venit vremea să-mi întind mâna, să te mântuie, să te chem. Omul a început să plângă. Îl chema Ghiocel. Era de undeva din zona Bacăului, din zona aceea. Băi, de unde știe Dumnezeu că pe mine am eu nume de floare? Bastați că s-a dus la femeia asta un frate din Cluj pe care mulți îl cunosc. Și
Omul acesta zice, eu nu cred, nu cred lucrările, numai dacă îmi zice pe nume. S-a dus acolo și zice, așa vorbește domnul Zaharie. Și eu zic pe nume, eu zic pe nume, că știa Dumnezeu numele la fratele Zaharie. Și el a știut că domnul știe și poate să vorbească și pe nume. Problema noastră, care e în seara aceasta? Problema noastră este că dacă aș veni eu, să zic, nu, aici, cu o listă, și zic, așa vorbește Domnul, și să mă fi rugat poate acasă, sau poate aici, să mi le spună Domnul, cât despre tine care ești cu tare, cu tare, cu tare, și să vă spun numele la toți de aici. Cu ce te-ar ajuta să-ți spun numele dumitale eu? Cu nimic, absolut cu nimic. Știți de ce? Dumnezeu uneori vorbește pe nume în Scriptură, dar uneori nu vorbește pe nume. Mai degrabă a vorbit Dumnezeu cu privire la anumite fapte pe care omul le avea ca să-l identifice ca păcătos. Uitați-vă și deschidem la fapte la capitolul 2 ca să vedem lucrul acesta. Este aici predica lui Petru. Era Petru plin de Duhul Sfânt. Era, tocmai se coboruse Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Și versetul 4 spune, tot s-a umplut de Duhul Sfânt, deși Petru era plin de Duhul Sfânt. De ce n-a stat Petru să spună 120 de nume care erau acolo sau mai multe, să le spună pe nume la fiecare, sau 3.000, aproape 3.000 de suflete s-au pocăit? De ce nu? Pentru că la Dumnezeu contează altceva. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Petru începe să predice, Duhul Sfânt era peste el și uitați-vă ce spune în versetul 22. Bărbați israeliți, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu prin semne, minuni și lucrări pline de putere, versetul 23. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, voi l-ați răstignit și l-ați omorât. Adică, le-a zis Dumnezeu pe nume în predica asta, știți cum? Voi sunteți ucigași. Wow! Să spune Dumnezeu așa? Uite, asta e Biblia. Ei, s-a coborât Duhul Sfânt peste oamenii aceia. Nu le-a zis pe nume, Vasile, Ioane, știu eu, nu le-a zis pe nume, cât le-a zis păcatele, faptele lor, stările lor de păcat. Și atunci când le-a zis, voi l-ați omorât pe Dumnezeu, spune aici, versetul 37, după ce au auzit aceste lucruri, aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Vedeți, chemarea lui Dumnezeu este o chemare la pocăință, dincolo de toate aceste lucruri. Dar haideți să deschidem mai departe, în fapte 3, în versetul 15, iarăși o altă predică. Și la predica asta se pocăiesc încă 2.000, aproape 2.000 de oameni. Iar le zice la ăia 2.000, ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat. Adică voi sunteți niște criminali. Măi, să mergi la evanghelizare să le spui la oameni criminali. Greu lucru, nu? Dar să știți că în vremea noastră, în vremea noastră, e foarte, foarte greu să te duci la oamenii care stau în puf și care stau bine mersi și dorm toată ziua și să le spui criminali și să le zici ucigași și să le zici curva. De altă dată nu era chiar așa o mare problemă. Citeam într-o carte că Martin Luther, într-o predică de-a lui, a văzut pe o femeie, era tare frumos, aranjată, și a zis, bufniță, ce cauți aici? N-o să zici la una bufniță aici, ce s-ar întâmpla? Te dă în judecată. Și gata, ai înregistrarea, decupăm, te dau în judecată, m-a făcut bufniță. Atunci nu era o problemă, că nu se jignea oamenii. Știți de unde a pornit toată problema asta? De la Revoluția franceză și după Revoluția, sau înainte de Revoluția franceză, umanismul. În centrul lumii este omul. Amintiți-vă de omul vitruvian. Ei, în centrul lumii este omul și când vii tu aici, bă, eu sunt buricul pământului, eu sunt centrul lumii, nu cumva să ai ceva de a face cu mine, că eu sunt cineva. Cine ești tu? Ești o mână de țărână, asta o zice Biblia. Ești un praf de pe cumpăna fântânii, ești o picătură de apă, ești o floare care astăzi este și mâine va fi aruncată în foc pentru că mori, ești un putregai dacă tu nu te apropii de Dumnezeu. Uitați-vă, altă vorbire incisivă în fapt în capitolul 13. Pavel se află la evanghelizare și încearcă să-l evanghelizeze pe un dregător foarte înțelept, îl chema Sergius Paulus, și vine un vrăjitor acolo
Și aici nu îi spune pe nume, că îi putea spune Dumnezeu la Pavel, mă, Pavel, pe ăsta îl cheamă Elima, mă, spune pe nume. Uitați-vă cum îi spune versetul 10. Om plin de toată viclenia și răutatea, fiul dracului. No, să-i spui una la cineva astăzi așa, fiul dracului. Sau să-i spui, uitați-vă, vrăjmașul neprihănirii, adică un om imoral, un om contra moralei sau a eticii creștine, ar fi mare problemă. Dar așa i-a zis, pentru că asta era problema lui. Fraților, surorilor, iubiți prieteni, când Dumnezeu vine și vrea să salveze un om, Dumnezeu nu-i dă calmante spirituale. Nu, nu, nu. Dumnezeu îi spune așa cum este. Că a luat cineva odată Biblia, a împrumutat-o de la un frate, la un păstor. Ce dăm Biblia să o citești? Și-o citit. Ziceți dezamăgit de Biblie. Dar de ce ești dezamăgit, omule? Pe David ăla pe care îl predică preotul la biserică, pe care îl predicați voi pocăiți, că el a compus atâția psalmi, păi omul ăla a căzut în păcat cu o femeie. Păi da, omul ăla a fost serios, mă. Eu-s mai bun ca el, mă. Păi da, Petru, omului Dumnezeu, ăla s-a dus și s-a lepădat într-o noapte de Hristos, dar eu n-am făcut așa ceva, mă, eu sunt mai bun ca el. Și omul se vedea tot mai bun. Și i-a dat niște exemple din Biblie. Și știți ce răspuns i-a dat fratele păstor? Biblia este cuvântul adevărului. Cuvântul acesta te arată așa cum ești. Dumnezeu nu împodobește pe David dacă e păcătos și curvar să-i spună altfel, că asta o facem noi, dar nu o face Dumnezeu. Biblia te arată așa cum ești. Și atunci, uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor în capitolul 17, pentru că aici este scris și numele meu și numele tău. Fapte 17 cu versetul 29 în jos. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, mă, frumos le-o zis, mă, voi sunteți din neamul lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu, urmași al lui Dumnezeu, extraordinar. Nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului, pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Dar atenție, versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, adică tu n-ai știut că trebuie să te lași de nevasta altuia, ți-o zis ție conștiința, dar ai înăbușit-o, nu? N-ai știut, nu ți-o zis nimeni din Biblie, uite ce scrie în Biblie, cine se atinge de nevasta altuia e un ticălos, e un păcătos, Dumnezeu îl aruncă în iad, nu? Dumnezeu nu ține seama de vremurile alea pe care tu nu le-ai știut și poruncește acum. Și deja ai scris numele meu aici, și a meu și a dumitale. Tuturor oamenilor de pretutindeni. Uite că aici ai scris și numele tău. Că și tu ești pe pământul lui Dumnezeu. Și tu ești în acești toți oameni, ești inclus și tu. Și locul ăsta, Negreștiuaș, este înscris tot acolo și de pretutindeni și din Negrejoaș, din România, din Europa, din lumea întreagă. Deci vedeți, deja chemarea capătă contur și înseamnă că înaintea lui Dumnezeu chemarea la mântuire este o chemare pe nume. Dumnezeu mă cheamă pe nume, chiar dacă nu-mi zice Vasile, chiar dacă nu-mi zice Susana, Dumnezeu într-o zi o să zică te-am chemat pe nume. Atunci când ți-am zis că toți oamenii vreau să fie mântuiți, eu te-am chemat pe nume. Ioan 3:16. L-a pomenit fratele Mihai acest cuvânt, Ioan 3:16 este versetul de aur al Bibliei și aici spune așa: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede. Uite că aici este scris și numele tău. Mai este un loc unde este scris numele tău în Biblie, da? Romani, aici spune că și toți, la Roman capitolul 6, toți au păcătuit, acolo e scris și tu, că nu scrie toți au păcătuit în afară de domnul Popescu Ioan. Nu, nu scrie așa ceva. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Era un frate de la Bistrița, din zona Bistriței, din Spermezău, era un frate bătrân, s-a dus pe tren și citeam Biblie.
Și ca să vedeți cum Biblia vorbește oamenilor pe nume, zicem noi. Și e adevărat, e adevărat. Pentru că, generalizând, așa ne vorbește Domnul. Ne vorbește la problemele noastre specifice și nu neapărat la numele pus în certificatul de naștere. Omul ăsta stătea, citea liniștit în Biblie, citea, se apropie de el cineva, era în compartiment, intră omul în compartiment, erau și alții acolo. Și omul ăsta se uită așa de sus, cumva așa, ce citești, moșule? Biblia. Citezi, e cuvântul lui Dumnezeu. Moșule, dragă, nu mai citi cuvântul acela, mă, că n-are nicio valabilitate, mă. Dumnezeu nu există, Dumnezeu a murit, Dumnezeu e o idee a unor oameni înguși la minte și reduși. Te rog frumos, ce nu mai citi cartea, că n-are rost, domnule, n-are rost, Dumnezeu nu există. Fratele s-a uitat la el senin, a zis, domnule, a vrut să-l prindă. Domnule, parcă îmi dau seama din expresiile pe care dumneata le ai, din cuvintele pe care le rostești, îmi dau seama că tu ești un om cu școală. Ai școală? Repede s-o... Da, zice, am școală. Ce ai? Am facultate. Domnule, dragă, zice, eu n-am școală, eu sunt un om simplu de la țară, eu dacă am două clase, n-am. Te rog frumos, zice, ți-am găsit numele dumitale în Biblie, dar fiindcă știi să citești mai bine decât mine, te rog să citești cu voce tare să-l audă toți. Și i-a dat să citească din Psalmul 14:1. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, că ăsta zicea că nu există Dumnezeu. O, râs toți din compartiment, bravo bătrâne, bravo bătrâne. Ei, omul ăsta imediat se pune rușinat, se uită la fratele Ion Morar și spune, domnule, dragă, zice, tare m-ai lovit. Zice, eu-s judecător în Timișoara și era pe timpul comunismului. Eu aș putea să-ți fac rău, dar zice, să știi că mi-ești simpatic. Uite, îți dau cartea mea de vizită și te rog să mă cauți dacă ai vreo problemă. Vedeți? Oameni buni, Dumnezeu ne vorbește, nu neapărat Susana, Maria, poate și așa să-ți vorbească Domnul, am întâlnit multe cazuri, dar Dumnezeu ne vorbește pe numele ăla pe care tu-l știi, că te-ai dus la nevasta altuia și în mintea ta conștiința care e vocea lui Dumnezeu ți-o zis, curvarule, și în seara asta Dumnezeu zice, tu ai nevoie de pocăință și ți-o zis pe nume. Vine Dumnezeu și după ce ai mers și ai furat, nu? Ți-ai însușit ceva ce nu era al tău, ai făcut niște afaceri, erau un pic murdare, nu erau așa cum trebuie și vine conștiința care glasul lui Dumnezeu zice, hoțule, și în seara asta zice Dumnezeu, este nevoie de pocăință pentru hoț, chemare la mântuire, la pocăință, e pentru ăștia măi, chemare pe nume, Dumnezeu îți vorbește pe nume, exact la problema ta, de ce? Acea problemă vrea Dumnezeu să o rezolve, vrea să-ți ierte păcatele. Că dacă zici, Doamne, vine Vasile la tine. Vasile, de ce să te iert? A, păi, știți cum am pățit odată, eram în misiune în Buzău și eram pe drum după o seară de evangelizare, noi stăteam acolo câteva zile și era seară, era căldură, era vară, mâncam o felie de lebeniță, se apropie unul de noi clătinându-se așa, eram cu fratele Nelu Istrate din Australia, se apropie ăsta de noi, zice, rugați-vă și pentru mine, că am probleme. Dar ce probleme ai? Păi soția m-a părăsit, copiii m-au părăsit, noi ne-am dat seama că era de ăsta bețiv, așa, cu probleme. Ce rugați-vă la Dumnezeu, ca să aibă milă și de mine. Și zice cineva dintre noi, zice dânsul, adică Istrate, ăsta e preot, vrei să roage pentru tine? Vreau, zice, s-o și pus omul în genunchi acolo, pe marginea străzii, și Nelu își pune mâinile peste el, Doamne, ai milă de bețivul ăsta. Zice, te rog să zici la Domnul că-s bolnav, că de-aia beau. Vă dați seama? Chiar și acolo, că el avea problema asta a beției și n-o vrut să o recunoască, măi oameni, pentru că nouă nu ne place să ne zică lumea bețivu, că ăsta a fost director la viața lui și era cineva încă avea el orgoliul lui, dar nouă nu ne place să vină Dumnezeu să spună curvarule, bețivule, hoțule și așa mai departe. Dar ăștia suntem. Dacă noi vrem mântuirea, urechea acului în fața ta. Dacă vrei, lasă-te prelucrat de Evanghelie, că Dumnezeu îți vorbește în asta pe nume, îți spune exact cum ești și trebuie să intri prin urechea acului ca să poți fi mântuit. Domnul să ne ajute la aceasta. Uitați-vă al doilea lucru de aici.
Din textul nostru, chemarea la mântuire este o chemare la smerenie. Zacheie, dă-te jos! Dar gândiți-vă, dacă Zacheu rămânea în pomul acela, veac nu-l mai mântuia nimeni. Pentru că el era într-un pom, el era undeva acolo sus. Atâția dintre noi, în mintea lor, eu am bani, pot să-i scald pe oamenii ăștia în bani. Bun, tu ai bani, dar n-ai sănătate. Tu ai bani, dar n-ai pace în suflet. Și atunci, cine-i mai bogat? Amintiți-vă de omul acela care mergea cu cineva pe drum și omul acela, un moșier bogat, zice, vezi aici, domnule, zice, uite, toate holdele astea, știi ale cui sunt? Nu știu, domnule, ale mele. Merge mai departe, domnule dragă, zice, vezi aici toate heleșteele astea, toate lacurile astea de apă, cu pești și așa mai departe, știi ale cui sunt? Nu știu, ale mele. Merge mai departe, domnule, vezi pădurile astea, uite cât vezi cu ochii, știi ale cui sunt? Nu știu, ale mele. Și atâta eu tot arătat și eu tot merg și la un moment dat săracul oprește pe bogat și spune, domnule, uită-te deasupra, vezi tu cerul acela frumos și senin, îl văd, știi al cui este, e a meu, e a meu, ăsta era pocăit, ăsta era mântuit. Asta e important, oameni buni, pentru că noi când murim, pe noi nu ne mai ajută nici banul. Nu suntem ca vechii egipteni care își duceau și își puneau o bucată de carne să aibă ce să mănânce în lumea cealaltă, își lua robul și îl omora, nu, și îl punea înaintea lui acolo, că el era pe moarte, omorâți robii, puneți-mi acolo să mă slujească în lumea cealaltă, aduceți-mi calul, ucideți-l, puneți-l în mormânt, că urmează să mor. Nu, noi nu facem de astea, pentru că noi ne dăm seama că dincolo, în lumea cealaltă, noi nu mai avem nevoie și nu mai putem să folosim lucruri de aici, oameni buni, astea sunt trecătoare. Lumea de dincolo e total diferită de lumea aceasta. Acolo este frumoasa primăvara cerului veșniciei. Acolo cântă îngerii. Acolo străzile sunt de aur străveziu. Și de aceea cei lacom și hoții n-au cum să ajungă acolo, că s-ar apuca să fure, nu, de pe străzi, aurul care e acolo. La ce să caute ei acolo? N-au ce să caute acolo. Acolo merge numai cel care l-a slujit pe Dumnezeu și numai cel care a ajuns prin harul lui Dumnezeu. Că numai prin har putem să fim mântuiți. Doamne ajută-ne! Deci vedeți, chemare la smerenie, dă-te jos, trebuie să te dai jos. Păi sunt unii astăzi care zic, domnule, dar eu nu m-am cățărat. Ba da! În mintea ta tu te vezi că ai școală, ăla de lângă tine n-are școală, ca el să mă pocăiesc și eu? Niciodată, domnule! Am o poziție în societate, ca ăsta să mă pocăiesc? Niciodată, domnule! Eu nu o să mă pocăiesc ca și ăsta! S-a dus la marele Spurgeon, marele predicator din Londra, secolului XIX, o femeie foarte indignată, foarte supărată. Zice, eu să moștenesc împărăția cu servitoarea mea, că am auzit că servitoarea mea s-a pocăit la voi, la biserică, mie îmi place Evanghelia, îmi plac predicile tale, pastore, dar eu și cu servitoarea aia mea, care n-are școală, n-are bani, abia dacă poate să înode câteva cuvinte, eu cu aia nu pot să mă duc. Și s-a uitat calm omului Dumnezeu la ea și a zis în felul următor, nu-i nimic, există varianta a doua pentru tine. Eu zic, pe care e varianta a doua? Este în cer un alt loc mai pentru oameni bogați? Nu. Cum o zice cineva, sala de conferințe jos. Asta e problema. De ce? Stăm cocoțați în duzii noștri, în copacii noștri. Eu sunt cineva și nu ne dăm seama, fraților și surori și iubiți prieteni, că nu suntem altceva decât un abur care trece, o mână de țărână. Nu suntem altceva. Suntem niște oameni atâta de slabi. De multe ori la noi în Cluj s-a pocăit un frate, dacă nu greșesc, cred că prin 2007, fratele Arman, ei îl știu. Fratele Arman s-a pocăit și de multe ori îl iau și zic, hai, lua-i un pic încoace, că trebuie să te mai smerești. Mă, dacă-ți ia Dumnezeu degetul mic, tu mai poți să cânți, mai poți să-ți câștigi mâncarea. Nu, zice, nu. No, fii atent, că trebuie să ne smerim. Vedeți, asta e o lecție bună pentru fiecare dintre noi. A fost în Turda un pastor, acum mai plecat la Domnul, a avut prorocie prin sora
Rozalia de la Borhanci și au zis: domnul bărbatule, nu pleca în America, pentru că dacă vei pleca, nu mă va mai putea folosi de tine. Și a plecat, că nu a ascultat. A venit o paralizie peste el și știți ce i-a paralizat? Corzile vocale. L-am întâlnit și știți cum vorbea? Ca gâscanul ăla gâtuit. Nu mai putea să vorbească, că era paralizat. Nu mai putea să vorbească nimic. Și înainte a fost un om puternic, un predicator extraordinar, dar Dumnezeu i-a zis: ascultă-mă dacă vrei, dacă nu, s-a terminat. Dumnezeu numai așa poate să-ți atingă corzile vocale, poate să-ți atingă, cum scrie în Iov, închide mâna tuturor oamenilor, mâna aia cu care tu ai lucrat și ți-ai făcut căsuța ta frumoasă și cu care ți-ai făcut viitorul, și te pune Domnul pe un pat de suferință și te smerește Dumnezeu acolo. De ce? Pentru că trebuie să te pocăiești. Chemarea la mântuire este o chemare la smerenie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 15, este aici povestea unui fiu risipitor. Ăsta pleacă de la tata și de la mama, se duce departe, ajunge omul acesta fără niciun ban, ajunge să grijească de porci. No, gândiți-vă dumneavoastră la niște evrei să le zici tu povestea asta, da, urât, urât, că la evrei porcul era un animal necurat, un animal necurat, foarte urât. Nu știu la noi, la români, cam ce ar fi echivalentul cu porcarul ăsta, nu știu ce meserie ar fi, dar gândiți-vă, animal necurat, omul ăsta grijește porcii toată ziua și evreii, nici să n-auzim de așa ceva. Păi ăla-i continuu necurat, domnule, și ăla-i mizerabil, și ăla-i miroasă urât, și ăla-i zdrențăros, și ăla-i flămând, și ăla-i un fel de om pe care trebuie să-l arunci la gunoi universul, dacă-i cazul. Și omul acesta, într-o zi, spune Biblia, s-a trezit din somnul lui, din somnul rațiunii lui, din somnul inimii lui, s-a trezit și a zis: știi ceva? Mă duc. Și s-a dus. Când l-a văzut tata, a alergat și l-a îmbrățișat și el atunci a vorbit vorbele smereniei și a zis: tată, să uită tatăle el, da măi, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe o slugă, tată, dar te rog, primește-mă în casa ta. Asta e smerenie. Pentru că într-o biserică s-a pocăit unul care era general și a zis: îl botezăm cu gradele. Și așa l-a și botezat. Azi dimineața a fost botez aici. Ăștia l-au botezat și un păstor bătrân a zis: mă, oameni, mă, nu îl botezați, mă, cu gradele, că ăsta dacă îl botezați cu gradele pe umăr, o să facă pe generalul cu voi, mă. Și așa a fost. L-au botezat, au venit mulți să-l vadă pe domn general cum se botează. Dar după aceea a început instrucția și nu le-a plăcut la frați, a trebuit să le excludă. Au fost probleme mari. Când noi îi chemăm pe oameni la pocăință, noi nu-l chemăm pe domnul director, noi nu-l chemăm pe domnul profesor, noi nu-l chemăm pe domnul ministru, noi chemăm un păcătos care are nevoie de iertare, are nevoie de Iisus. Noi așa chemăm pe oameni. Gradele dispar, poziția socială dispare, averea dispare, rămâne numai un păcătos înaintea lui Dumnezeu. A citit Mihai, nu? Din Apocalipsa, din capitolul 20. Apoi am văzut un scaun mare de domnie, un scaun mare și alb, și pe păcătoși mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Cerul și pământul au dispărut și ăștia stau înaintea scaunului de domnie. Oameni buni, gândiți-vă, înfiorător, înfiorător. Tu stai pe scaun și accelerația gravitațională nu te lasă să te duci mai jos, că te susține scaunul. Tu stai pe scaun. Te susține podeaua care e așezată pe pământ, te ține pământul ăsta care e atârnat pe nimic, dar într-o zi pământul acesta va dispărea și totuși vei sta în fața judecătorului. Cum? Asta o știe numai el. Stau tremurând.
N-au unde să se ascundă. Pământul a fugit, cerul a fugit. Ei stau în fața judecătorilor spânzurați pe nimic, stau pe nimic. Să uită judecătorul la ei, spune cartea Apocalipsa, capitolul 20, și judecă, deschide cărțile și începe să-i judece și judecă după faptele lor. Și mai este o singură carte și aia o deschide cineva separat. Și de acolo începe să citească numele. Dacă tu n-o să ai scris numele în cartea vieții, spune aici, uitați-vă, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Acest iaz de foc și pucioasă, spune Scriptura, este moartea a doua, acolo unde iadul, acolo unde diavolul și îngerii lui vor fi chinuiți. Ce vei face atunci? Pentru că dacă tu acum nu te simți mizerabil, dacă acum nu te simți un păcătos care are nevoie de iertare, dacă acum nu te smerești și nu te jertfești înaintea lui Dumnezeu, o să fie prea târziu într-o zi. 3. Chemarea la mântuire este o chemare urgentă, urgentă, urgentă. E foarte important lucrul acesta. Zacheie, da, Doamne, dă-te jos, trebuie să te smerești, dar de ce? Tu trebuie urgent să te dai, măi, că eu mai vin prin casa ta și am plecat mai departe. Dă-te jos de grabă, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Asta s-a întâmplat. Chemarea la mântuire este o chemare urgentă. Haideți să citim un cuvânt din 2 Corinteni, din capitolul 6, pentru că este foarte important. 2 Corinteni 6 cu 1 și apoi versetul 2. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, asta ne străduim fiecare, și fratele Andrei cu grupul Raze de Lumină, să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Ei se roagă, Doamne, ce cântare să cânt în seara asta, în ziua asta, Domnul le dă călăuzire, încearcă să-și țină viețile curate, să-și sfințească viețile, să nu păcătuiască, ca Dumnezeu să-i poată folosi ca unelte, așa încercăm și noi, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Vă sfătuim pe cine? Pe voi care ascultați, să faceți așa, ca să nu fi primit în zadar, zadarnic harul lui Dumnezeu. Dar de ce, Doamne? Versetul 2. Căci El zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Nu amâna, dragul meu. Povestea un frate că a fost la evanghelizare. A fost destul de îndrăzneț. Eu n-am curajul ăsta să vă întreb, pentru că mi-e teamă. A fost destul de îndrăzneț predicatorul să strige: cine din locul acesta garantează că va prinde ziua de mâine? Să ridice o mână. Și a ridicat un om obraznic, un om care n-a gândit bine lucrurile. Și știți ce s-a întâmplat? Povestea omul acesta, predicatorul. S-a terminat seara respectivă, omul acela a ieșit pe stradă, a trecut o mașină cu toată viteza și l-a făcut zob, l-a nenorocit, l-a omorât pe loc. Asta s-a întâmplat pentru că el a avut curajul să zică: eu garantez pe ziua de mâine. Uitați-vă ce spune textul nostru. Acum e vremea potrivită, acum e ziua mântuirii. S-a întâmplat la dumneavoastră aici în Maramureș, în zona asta, în Maramureș, da? Undeva către Baia Mare. Era o femeie care toată ziua era cu damingeana. Mai rar întâlnești așa femei să bea, dar asta era bețivă. Și nu se putea pocăi, o chemau la biserică, o duceau, îi plăcea la biserică, a umblat ani de zile la biserică, dar zice: nu pot să mă las de băutură, asta e problema mea, nu pot, îmi pare rău. Știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a tot bătut la ușa inimii ei și a tot zis: astăzi, și a venit o zi în care Dumnezeu n-a mai bătut la ușa inimii ei. A intrat femeia ca într-o împietrire, nu mai credea că poate să fie chemată, mântuită de Dumnezeu, s-a afundat în aburii alcoolului. Ei, într-o zi s-a îmbolnăvit, au îngrijit-o rudenile erau pocăite. Mătușă, hai, pocăiește-te, mătușă, poate ultimele zile din viața ta, te rog, întoarce-te la Dumnezeu, te rog, mătușă, mă mai gândesc. Știți ce s-a întâmplat? Într-o zi, erau ultimele clipe din viața ei,
A scos un țipăt femeia asta și a zis: vai! S-a uitat repede cei din jur la ea: ce s-a întâmplat? Am pierdut. Ce ai pierdut? Un cor de îngeri cântând a venit din cer și a trecut prin fața mea și nu m-au luat. Vai! Și a început să plângă. A mai trăit poate o oră, poate două și a plecat din viață. De ce? Noi trebuie să ascultăm acum. Acum, chemarea la mântuire este urgentă și actuală. Chemarea la mântuire este acum, oameni buni. Nu lăsați pe altă dată, nu lăsați pe mâine. Dumnezeu se ocupă de toate păcatele voastre. Mi-a plăcut mult ce spunea un om al lui Dumnezeu din secolul 4. Spunea că într-o zi, el tot studia Biblia și cum e Dumnezeu și noaptea are un vis și în visul lui vine Dumnezeu și spune: Ieronime, da, Doamne, dă-mi. Ce să-ți dau, Doamne? Dă-mi ceva. Doamne, îți dau casa mea. E prea puțin. Doamne, îți dau tot ce am învățat despre tine, toată educația, toate școlile. Prea puțin. Doamne, am tradus Biblia, am stat la Betleem și am tradus Biblia din ebraică în latină, ți-o dau și asta. Prea puțin. Doamne, nu mai am ce să-ți dau, îți dau trupul meu, îți dau ființa mea. Măi, Ieronime, dă-mi păcatele tale, mă, că vreau să le șterg și să le iert. Înainte să-mi dai tu trupul tău și sufletul și duhul tău, tu dă-mi păcatele, că eu vreau să te mântuiesc. Cine în lumea aceasta angajează oameni bolnavi? Cine în lumea aceasta angajează oameni bătrâni? Cine în lumea aceasta iubește oameni păcătoși să zică: te angajezi, ești hoț, te pun director, bă, să fii director, măcar că ești hoț. Nimeni în lumea asta nu face așa ceva. Dumnezeu ia hoțul și îl pune director în împărăția lui, dacă vreți. Dumnezeu îl ia pe curvar și îl face un sfânt. Dumnezeu îl ia pe omul păcătos și îl înalță din gunoi, cum scrie în Cântarea Anei. De ce? Și îl pune să șadă alături cu cei mari. De ce? Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie El. Și cine se zmerește, cu cât mai mult te zmerești, cu atât vei fi înălțat mai mult. Asta e balanța lui Dumnezeu, să știți. Asta e balanța. Te-ai zmerit? Te-ai înălțat. Vrei să te înalți? Te coboară. Că asta e balanța lui Dumnezeu. Și de aceea, vedeți, în seara asta Domnul ne spune: chemare pe nume, chemare la zmerenie, chemare urgentă. Și apoi chemare 100% necesară. E 100%. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Uitați-vă că Zacheu fiecare din aceste patru lucruri le-a împlinit în dreptul lui. Zacheie! Și imediat versetul 6 zice: Zacheu s-a dat jos în grabă. Eu vorbi Domnul pe nume, el l-a executat. Dă-te jos! Dă-te jos! S-a dat jos! Zacheie! Grăbește-te, dă-te jos de grabă, versetul 6, s-a dat jos în grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, versetul 9, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Vedeți? Ce frumos! Fiecare din cele patru chemări, Zacheu le-a împlinit, Dumnezeu le-a împlinit în dreptul lui. Chemarea la mântuire este o chemare necesară. Noi avem nevoie de Dumnezeu. El n-are nevoie de noi, dar noi avem nevoie de El. Uitați-vă în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 10. Mai este o necesitate majoră pe care am amintit-o. Un trebuie mare scris pe harta vieții noastre. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și vă mai spun un lucru și apoi vreau să pun punct. În zona Devei îmi povestea un frate păstor de acolo că s-a întors la Dumnezeu un om care a avut mai mulți prieteni, ei au venit la biserică, s-au pocăit rând pe rând, asta numai nu se pocăia. Într-o noapte are un vis. În visul lui îl ia un sol al lui Dumnezeu, un înger, și îl duce într-un depozit. Începe să deschidă solul lui Dumnezeu niște rafturi așa și spune: uite aici sunt dosare.
dosarul ăsta, lucutare, erau mai multe dosare. Pe fiecare dosar, câte o pată de sânge, era sângele lui Hristos. Deschide dosarul, filele erau albe. El cunoștea numele și vede, cutare, prietenul meu, s-a pocăit, da, pată de sânge, file albe. Aha, Dumnezeu i-a șters tot trecutul lui, toate păcatele care erau scrise în dosar și pe care le-ar fi citit cineva din cărțile de aducere aminte în ziua judecății, uite că șterse, extraordinar. Vede alt dosar, pată de sânge, file albe. Vede un dosar pe care e o pată mare de sânge și-o da seama că omul acela pe care el chiar îl cunoștea, dar n-a știut ce s-a întâmplat cu el. Și a dat seama că a fost nevoie de sânge mai mult, a avut păcate mai multe ca ceilalți și o trebuie și alea spălate, era pata mare de sânge, file albe. Și se uită la înger și spune, auzi, ești foarte curios, te rog frumos să-mi spui, spune-mi ce păcate a făcut omul acesta, că vreau să le știu și eu. Vrei să știi răspunsul lui Dumnezeu? L-a întrebat el. Da, vreau. Dumnezeu a zis că nu-și mai aduce aminte. Asta e adevărul, oameni buni. Spune cartea Mica la final, care Dumnezeu este ca tine? Și acolo Mica și-a ascuns numele, Micaiahu, care Dumnezeu este ca tine? Asta înseamnă Mica, cel care este ca Dumnezeu. Și Mica și-a pus numele acolo, ca și Pavel în 1 Timotei, în capitolul 1 cu 15. Care Dumnezeu este ca tine? Care ștergi nelegiuirile și arunci în fundul mării păcatele noastre. Asta o face Dumnezeu, oameni buni. Tu te mărturisești în seara asta și Dumnezeu zice, șterg, spăl, arunc și nu-mi voi mai aduce aminte de nimic. Domnul Iisus să ne ajute să înțelegem. Chemarea la mântuire este o chemare pe nume. Chemarea la mântuire este o chemare la smerenie, este urgentă și este 100% necesară. Și să înțelegem acest lucru în seara aceasta și toți de aici să fim salvați, adică mântuiți. Amin.